Hai să vadă că noi suntem aici. Mafia, jos mafia! Jos mafia de justiție! Jos mafia de justiție! Pare ni fură! Jos Cernat! Jos Aseland! Jos Aliona Miron! Miron, Cernat! Stai că moș Vasile Moldovanu are... Are clienții lui de la Căușeni. Hai, las cu el, hai. Eu protestez cu Costiu Cana, judecătorul, care nu îndeplinește toate cerințele mele la judecată. Nu face audiere procurorul, nu dă dosarul la procuratură înapoi să mă audieze procurorul. Am 14 ani din zile când mă judec cu mafia, chiar din Căușeni, vă spun cinstit, procurorul ăsta postică. Șepte procurori m-au audiat, dar nu m-au audiat nici unul la audiență. Fiecă joi, vineri am judecată, promis prin telefon, dar nu în decitație. Și eu am scris la cancelare, am scris să fiu audiat de procuror, că mi-au promis. Și nu m-au audiat. Dar ai zis că erau judecători în conflict de interese. Cine și cum sunt în conflict? Interese. Este Ina Țibârnă, care o apără pe Sita Țibârnă, fostul primar, care este deschis dosar penal și nu vor nimeni deschis dosar penal. Și poate e coincidență de nume, știi? Sigur că sunt neamuri. Dar pus neamuri. Ei ne poate, dar să-i moașa. Cum așa? Și cum poate să examinezi dosarul mătușii ei? Ei s-au luat recuză, s-au luat sigur recuză. S-au luat recuză, de sigur s-a abținut. Dar ce ai zis că ai făcut recuzare și nu a acceptat? Pe Costiuc. Costiuc ai recuzat-o și o trimis la Țibârnă. Amândouă le-a recuzat, și pe una și pe alta. Și Țibârnă s-a abținut. Și amu, cine examinează? Costiuc Ana. Socoteală. Ok. Da. Și de 14 ani pentru 7 ani te judeci. Da. Și asta e justiție? Dar pe că eu n-am idei ce fac ei, înțelegi? Și te-ai plâns la procurori că au dispărut documente din dosar și tot nică? Nică ea care se iese indicat, am cereri, am tot, am... Și ei ce au făcut? Au fost de strămutare, dacă este... De-a mâini s-au mai strămutat, în alt raion? Aici încă un cineu la Curtea Supremă de Justiție la strămutare. La strămutare au dat dosarul curat, cu niște cărătoase, așa, niște teapleap, hipleap. Și acolo nu știu, toți înapoi. Dar la 30 martie a fost examinat. Când m-am uit în dosar, nu sunt ordonanță, nu sunt plângele, vă 30 de foi. Ce dai, bă? Și cine crezi că le-au făcut dispărute? Asta au dispărut Ana Costiuc spune că e Ina Țibârnă. Așa e neam, dar asta nu e neam. Dar ei trebuie să răspundă, Costiuc să răspundă, dosar penal, trebuie să răspundă până la urmă. Că au dispărut documente din dosar. Și au dispărut documente din dosar. Și zici că te-ai plâns la CSM și nici o reacție, da? Nici o reacție la nimic. Cine și-a făcut CSM? Da, nu știu ce contează, dar și contează cine... Aici e un consiliu de 15 oameni și contează cine-i președintele. Și Gaftor și Cernat, eu am într-o săptămână două răspunsuri. 3 zile una și 3 zile alta. Dar și se rânduiesc așa. Sunt interimari amândouă. Am înțeles. Suntem așa, când ați fi... Ce ați fi în concurs? Când ați fi în concurs ăsta? Nu știu. Între ei, consiliul alei. Așa o cheamă pe judecătoare, da? Bună seta, primar. Asta e primărița. Mafia de justiție. Asta e mafia. Jos Aliona Miron, care m-a condamnat la 7 ani din Chisară în 2012 pe recipiți făcut de feciorul lui Pohilă cu un oricare Botnarul Ghinadii și nu m-a băgat pe Pohilă la pușcărie, dar m-a băgat pe mine la pușcărie. Oho. Dacă nu Oleg Brega, și te-am băgat pe pușcărie. Jos mafia de justiție. Doamna Maia Sandu, Aliona Miron, nu mai știu judecătoare. Cât nu este adoptată legea lustrației. Aliona Miron, dacă a fi legea lustrației, noi vede clar cine lucrează aici. Spune, chiar mai zice, nu-i lăsat ce vine, lăsat final. Deschimbat, tăiem și judecătorii. Deschimbat, tăiem și judecătorii care nu corect, care nu țin cu lumea. Acă toți legați unul cu altul. Bragomenco, Sfetul Hudu. Decizie de primărie o hotărât, ce mi-a îngeniată. Dacă ea are atât documentație, de originală, tot ea și mai trebuie ca și închemiată. Se vă dă luna de pe cer și zice, nu vă cu nodul în papră. E faci pe ei, eu am pierdut, aici clima.
s-o... Acestea sunt centri de business personal. Nina Vrabie a transformat justiția în business personal. Centri personale de business, familiale, bandite, bandite. În țara asta, dacă cei avierea, ai 60.000 amenzi, dosar penal o an de închisoare și 5 luni. Poliție, politică. Poliția îți intentează, procurorul acceptă, judecătorul asta. Și împreună îți împart averea ta. Și Națiile Unite spun că asta tot e normal. Da, am scris. Și tot e normal pentru tine. Nici răspuns, nici nică, nici răspuns. Nu, dar și e normal. Cine mai cunoaște pe Alena Miron, poate... Să vede că Hitler să fășe cu evrii, tot e normal pentru Națiile Unite. Domnul Vișa poate o să vadă înregistrarea noastră și... Alena Miron să poate trebuie locuie în pușcărie. Gândesc eu. Eu am avut un pentru advocat Tudor. A început să creeze omul calumnia. După ce i-a dat capica, s-a schimbat. O luat și a scos cu computer două rânduri, care am spus că este originalul. Original este original, o scos și a pus-o pe Nina Vrabie, în genul că a dat sacul. Eu l-am dat originalul, dar așa ceva nu-i. Și a pus în apel motivat, scrie, adică eu, în instanța de judecată nu este implicată nici primăria, nici Nina Vrabie, nici vecinii Medgeiești. Că cu cine implică 12 ani mă judec, cu cine mă judec eu, a? Ce spune mie și eu, n-am idei. Ia că am documente, te adresă la mine, o să mă întreb de voi. Jos, mafia din justiție! Mafia din justiție! Jos, Alena Miron! Lidia Gafton. Corupția vine de aici, băi oameni. Eu și-am dat și ei mandatul, domnul Gafton. Că nu e toate pășurații. Că suta noastră cu bușor de nebunii. O respins, tăi. Bușor de mafie. Nu găsește din ei. Nu controlează mafie. Corupția vine de aici. Nu se poate. Alena Miron la pușcărie. Gafton, Gernat. Cine mai cunoaște? Gafton, Miron. Cine cunoaște pe persoanele astea?